Salut, dragi prieteni! Astăzi sunt la niște neamuri în Galați și le-am dat niște iepuri anul trecut și am zis să-i filmez dacă toți sunt aici. Aici este o iepuroaică de uriaș. Pe 20 trebuie să fete. Acum, după o să intrăm care și aici. Acum trebuie să avem grijă aici la pui ăștia, că sunt o groază de pui. Uș. Închizi ușa, Ștefan, te rog. Ușni. Aici este iepuroiul galben. Dați-l. Uș. Aici este o iepuroaică de 3 luni jumate. Uitați-vă la ce dezvoltată este. Uitați-vă. Nu am unde să o scot, că vi-o scoteam un pic. Uitați-vă. Deci este foarte dezvoltată. Este foarte frumoasă, mare. O să le închidem, că după aia o să vin să le aduc un pic de mâncare, fiindcă mi-a zis să le dau eu, fiindcă ei pregătesc să facă, că facem grătar. Aici este un mascul. Da, un mascul a zis că e. Dai. Mascul de Janet. Prima producție. Cu iepuroaica care v-am arătat acolo. Asta a dat-o la iepuroi, dar nu stă. Și le-am spus să nu dea așa de repede, fiindcă are doar 3 luni jumate. Degeaba este mare dacă nu are peste maxim 4 luni. Așa. Și o să dau cu ăsta așa ca să pot să închid. Aici, după cum vedeți, este gol. Așa, acum ieșim. Bă, Ștefan, hai și deschidem, cum ai lăsat aici. Acum intrăm aici la puii ăștia. Sârma la capul tău. Cum? Asta? Da, dai după cui. Și-o dai la fiul după aia. Așa. Aici era niște iepurași. Hop. Mamă. Tati. Din a doua producție, cred, a zis. Aici este ei cum stau la Galați, în Moldova. Este foarte secetă și na. Nu o duc așa de bine iepurii. Le-am mai dat încă o serie de iepuri la, iarăși la un unghi, dar am uitat să mă duc să-i filmez, adică am fost la el și na, ne-am filmat. Și cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, să dați un like, să vă abonați la canal. Nu mai știu cine mi-a scris că să filmez cu animale. Nu am avut timp. Nici nu m-am mai jucat cu ele de mult timp, fiindcă nu am avut timp la noi. Acum am fost plecat, stau până mâine. Am avut treabă cu iepurii. La noi vine ursul. Trebuie să stăm de pază, facem curândul. Și na. Dar poate o să fac mâine seară, nu promit că nu știu. Și am văzut că, cred că el dă dislike, bănuiesc. Nu știu. Și cam atât. V-am salutat. Pa, pa!